Dacă în prima linie, în ceea ce privește lupta cu noul coronavirus, sunt medicii, în prima linie, în cadrul unităților administrativ-teritoriale, mai pe înțelesul nostru al tuturor, în comune, de această dată vom vorbi despre comuna Berești-Azlău, se află primarii împreună cu personalul din subordine, împreună cu funcționarii publici. Tocmai de aceea, dragi auditori și telespectatori ai televiziunii Exclusiv, vă spunem că nu este ușor să conduci o comunitate în aceste zile, în aceste vremuri extrem de dificile pentru noi toți. Încă o dată apreciem primarii care sunt deschiși, care au o transparență și care au ținut în, și în vremurile bune legătura cu televiziunea noastră. Este vorba de un om deosebit, un om pe care noi îl respectăm foarte mult și suntem bucuroși că în acest moment este în direct cu noi, domnul Tulpan Dumitru, primarul comunei Berești. Domnule primar, sunteți în direct la Exclusiv TV. Bună ziua și bine v-am regăsit, cu toate că suntem într-o situație aparte și în loc să ne vedem și să ne împărtășim gândurile chiar în mod direct, iată că trebuie să apelăm la alte mijloace de a ne confesa. În primul rând aș vrea să vă întreb despre situația din comuna Berești-Azlău în acest moment. Mai delicat putem spune, nu, și nu special, ci extrem de greu de dus pentru oameni, pentru că iată până mai lunile trecute erau liberi să circule pe străzi, să și viziteze rudele, să fie alături de prieteni. Iată că acum stau în case și așteaptă de la noi, de la presă și de la dumneavoastră vești. Cum stăm în acest moment, din acest punct de vedere? Da, suntem într-o situație aparte, o situație pe care cred că nici în cele mai negre vise ale noastre n-am întâlnit-o. O situație în care suntem puși la noi încercări și la încercări pe care cred că nu le dorim niciodată nici unuia dintre urmașii noștri. Starea este, în general, situația din comună este parazitată de această stare de imobilizare, cu toate că asta este la prima vedere, adică dacă mergem pe ulițele sau pe străzile comunei, nu întâlnim țipenie de om. În schimb, în spatele lucrurilor care se percep la prima vedere, oamenii își găsesc ocupații în curțile lor, în spațiile în terenurile pe care le au și pe care și le îngrijesc ca adevărați gospodare ai acestei comune, așa cum o fac și în timpul normal. Pentru asta este o treabă pe care ne face să trecem mai ușor, poate, peste aceste clipe urâte. Chiar și de la această distanță socială, putem spune așa, probabil că ați mai discutat cu ei și direct, sigur, păstrând acea distanță, dar și prin telefon. Ce v-au spus oamenii în aceste zile destul de negre, putem spune așa, pentru noi toți? Da, în prima fază erau derutați, adică toată lumea era derutată și nu știa ce să facă. Erau neîncrezători în veștile pe care le primeau și nu credeau că de fapt ar putea fi reale. Apoi, prin mass media, propagându-se starea de realitate și de urgență, dar starea reală din țările care în care cam mulți dintre cei de aici și-au trimiși la muncă, adică sunt soți, sunt rude care sunt plecate la muncă în străinătate. De fapt, avem un număr de 386 de cetățeni plecați în afară. Deci, după preluarea acestei stări de realitate din afară, au început să conștientizeze faptul că nu-i de glumă.
Încet, încet, toate cele prevăzute în ordonanțe au început să fie luate în serios și chiar sunt luate în serios acum și oamenii se gândesc că, de fapt, sunt și proprii apărători și apărătorii celor din jur. Bănuiesc că sunt și persoane care, totuși, în primul val, să spunem, în momentul în care în Italia și în celelalte țări occidentale virusul a intrat mai devreme, au venit și în țară. Aveți persoane care au venit în ultima vreme din zonele galbene și roșii? Da, din cele roșii chiar nu. Adică din Focare, Focar nu chiar, dar avem, deocamdată noi avem înregistrate la noi, pentru că noi am luat-o din timp, adică am luat-o de la primul semnal și noi ne-am făcut o evidență noastră, în afară de evidența pe care am primit-o de la DSP sau de la ISU, noi ne-am făcut o evidență a persoanelor care le-am știut că au venit sau le-am perceput imediat, le-am sesizat că au venit și în momentul respectiv le-am și preluat în evidență și în același timp le-am făcut și instructajul respectiv referitor la autoizolare. Avem un număr de 109 persoane în momentul de față care au venit din străinătate. Probabil că s-au autoizolat, nu la domiciliu. Da, 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 automat. Și ce mi-a plăcut a fost faptul că, bineînțeles, noi am împânzit absolut toată comuna, toate magazinele au informațiile prin afișe și prin anunțuri pe care le-am făcut. Ei s-au anunțat singuri și mă sunau și în miez de noapte chiar am sosit în țară, domnul primar, vă rog să mă luați în evidență, sunt la domiciliu și voi respectați și îndrumați-mă cum trebuie să... Deci lucrurile au picat într-un fel frumos pentru că marea majoritate a lor au înțeles că este o datorie să-i apere și pe cei din jur. Deci, așa cum ne spuneți dumneavoastră, există responsabilitate în rândul acestor oameni și sigur, noi ne bucurăm foarte mult că au venit în țară și trebuie primiți pentru că sunt frații noștri, sunt rudele noastre și în ceea ce privește pe cei mai în vârstă, cum ați făcut o evidență pentru cei care sunt neajutorați, ce măsuri ați luat? Da, noi avem ca și număr de persoane în vârstă peste 800 de 850 ceva de persoane care sunt peste 65 de ani, dar, bineînțeles, din aceste persoane, marea majoritate și-au rude, mă rog, copii au care susținători, pot să-i ajute, da, susținători, cu, în situații de risc, dar nu major, sunt în jur de 25-26 de persoane pe care le avem în evidență și pe care le vizităm la domiciliu, acolo unde e cazul, sau ține foarte mult legătura cu consilierii locali și cu angajații de la magazine, că ei știu cel mai bine situația celor din zona lor și care sunt rugați, i-am rugat să ne anunțe orice disfuncționalitate în aprovizionare. De exemplu, văd că persoana X nu a mai venit să se aprovizioneze o zi sau după tipicul pe care îl avea. Fiecare gestionar cunoaște foarte bine zona lui și ne anunță dacă există vreo disfuncționalitate, în așa fel încât noi să intervenim. La nivelul primăriei, a instituției, ce măsuri ați luat? Ați restrâns programul? Dacă vin oameni la primărie, dacă au acele măsuri obligatorii de siguranță a sănătății? Da, da, da. Adică noi chiar din prima fază am fost, cred că, printre primii care am difuzat că programul cu publicul în prima fază l-am redus la doar la acte care erau de strictă urgență, în așa fel încât oamenii să știe că nu trebuie să bată drumul la primărie pentru orice fleac, cum se întâmplă în viața de zi cu zi, eu știu, o ceartă între... Da, da, da. Probleme mai puțin pentru, importante, dar exact. sunt și probleme importante pentru care ei vin. Sigur, sigur. Și sigur. Tocmai de aceea eu zic că... Exact, pe alea nu le-am exclus. Am exclus micile probleme și, mă rog, care nu și-au rostul în astfel de situații. Apoi, lucrul cu publicul la primărie l-am
anulat, în sensul că actele de, mă rog, de pentru APIA, pentru... Pentru alte chestiuni. Poate să fie, da, de exemplu, chestii, un deces, o, doamne, aia, ferește. Da, da. O, da. Și am programat și funcționarii ca să lucreze în două echipe, în așa fel încât în câte un birou să nu existe, adică să fie câte un funcționar, o echipă care lucrează de la domiciliu pentru acte care le pot face la domiciliu pe calculator sau, mă rog, întreabă fiecare în domeniul lui, iar o persoană care să fie în primărie și care, în cazul în care chiar intervine o urgență, omul să fie acolo, cel care, persoana care vine, este polițistul care e de serviciu, ofițerul de serviciu, și care pe loc îi rezolvă problema funcționarul care este în primărie. Așa fel încât să protejăm și salariații și în același timp să rezolvăm și problemele care mai apar. Da, ăsta e un lucru foarte bun. Tocmai de aceea mă gândeam să vă întreb, poate totuși unii oameni vor să sune pe un telefon fix pentru anumite lămuriri, pentru anumite întrebări. Da. Dacă puteți să ne-l indicați. Da, noi am afișat încă din start toate numerele de telefon a tuturor funcționarilor, începând de la primar și până la chiar și omul de servici. Sunt afișate toate numerele de telefon pe care le-am afișat la toate magazinele, plus pe Facebook, pe rețelele de socializare. Da, sunt afișate la primărie, în așa fel încât orice persoană care are nevoie pe un anumit segment să se adreseze în mod direct persoanei cu funcționarului cu care are. Da, unde vrea să-și rezolve problema. Da, da. Exact. E foarte bine. Faptul că ați afișat și în, nu numai la primărie, și în, pe la magazine, în locurile unde, sigur, oamenii n-au încotro, trebuie să meargă cu acea adeverință în mână și să-și rezolve problemele, asta e un lucru foarte, foarte, e o veste bună din partea dumneavoastră. O să vă întreb dacă mai sunt și alte lucruri de spus aici, dacă funcționarii care totuși mai lucrează, dacă starea lor de sănătate este în regulă. Să ne spuneți funcționarii și aparatul primarului care funcționează în continuare, sigur la un nivel mai mic, mai izolat social, dar care este activ, este prezent. Da, eu sunt în fiecare zi prezent și în primărie. Da, oamenii sunt, funcționarii sunt în stare bună de funcționare, cum ar veni, da, cum se zice. Noi ne-am procurat măști, avem și combinezoane pentru situații de extremă urgență, acolo dacă e vorba de vreo intervenție în interior la cei aflați în autoizolare. Dezinfectanți, chiar acum avem și echipa de dezinfecție care acționează pe scările de la blocurile din localitate. Am dezinfectat și la dispensarul medical. Ținem legătura și cu cei doi medici de familie, în așa fel încât dacă apare vreun caz, suntem imediat anunțați. Spre bucuria noastră și mulțumirea pentru Dumnezeu este că deocamdată nu avem niciun caz semnalat pozitiv sau niciun caz cu boli cronice sau grave. Deci nu avem cazuri de coronavirus în Comuna Bereștea-Zlău până în acest moment. Și să dea Dumnezeu să nu fie. Auzim de așa ceva. Domnule primar, un mesaj al dumneavoastră. Știu că vă cunosc ca un om sensibil, un om care aveți un suflet deosebit. Ce mesaj din partea dumneavoastră și ca om și ca primar transmiteți pe finalul discuției noastre cetățenilor din Comuna Bereștea-Zlău și nu numai celor care ne ascultă și vizionează emisiunile noastre la Exclusiv TV? În primul rând i-aș ruga pe oameni să aibă încredere că Dumnezeu va face ca lucrurile să decurgă bine. Este speranța pe care noi cu toți ar trebui să o avem și să nădăjduim că numai cu încrederea că Dumnezeu este Cel care ne poate ajuta, lucrurile vor evolua către bine. Oamenii trebuie să înțeleagă, poate din aceste momente deosebite, să înțeleagă faptul că doar bunătatea, doar buna colaborare și buna conviețuire poate învinge în astfel de momente. Am văzut și aici, la noi, gesturi de noblețe
care poate sunt făcute și în, și în stare normală, dar acum parcă sunt mai vizibile și mai, mai atent notificate. Să avem încredere, să avem încredere maximă că lucrurile vor, vor merge către bine, să avem încredere că copiii noștri nu vor mai prinde astfel de situații și că și forurile de conducere își fac datoria și mai ales că se gândesc mereu la, la binele acestor cetățeni. Poate e bine ca și presa să înțeleagă mai mult și acum, mai mult ca până acum, faptul că acei primari huliți și de prin toate părțile și blamați totuși sunt la datorie și ar merita mai mult respect, poate chiar din cauza presei, respectul a devenit, a început să decadă. Îmi pare rău că vă spun dumneavoastră, dumneavoastră sunteți într-un alt segment, dar cam așa se întâmplă. Da, este adevărat că, într-adevăr, uneori se mai exagerează prezentarea situației și poate chiar nu este momentul acum ca oamenii să intre în panică, pentru că, într-adevăr, instituțiile locale, da, administrația locală își face treaba și iată, chiar și la această oră, dumneavoastră sunteți de găsit la telefon și sunteți în miezul problemei. Dragi prieteni, iată un mesaj de suflet din partea primarului Comunei Berești-Azlău, domnul Tulpan Dumitru. Vă mulțumim, domnule primar, și vă dorim, în primul rând, multă, multă sănătate. Și eu vă mulțumesc și să ne întâlnim cu bine și cu zâmbete pe față, fără să avem niciun fel de eveniment neplăcut în comună și nu numai în comună, în, în țară și peste tot în lume chiar. Cu mult drag. Mulțumesc și numai bine, cu multă, multă sănătate. Sănătate încă o dată, mai subliniem, mai spunem o dată. Domnule primar, ne vom reauzi întotdeauna, dumneavoastră sunteți deschis și întotdeauna ne-ați răspuns la toate întrebările de câte ori v-am abordat. Dragii mei, rămâneți împreună cu noi, cu emisiunile noastre. A fost alături de noi în această discuție domnul Tulpan Dumitru, primarul Comunei Berești. Și încă o dată sfatul nostru pe care vi-l dăm pe calea undelor, rămâneți în case, este foarte important să învingem în acest război cu noul coronavirus. Domnul primar, la revedere! Sănătate multă!